O poză, o fotografie valorează mai mult decât 1000 de cuvinte. În acest caz, ca să înțeleagă toată lumea, țesutul muscular la ființa umană, ceea ce se află sub piele și multe zone din lumea asta, care noi le numim, adică oamenii le numesc miracole ale naturii, ai uriașii, venele din corp prin care circulă sângele și, văzut de sus, pământul cu venele sale, adică râurile, țesuturile în ceea ce privește fibra sau ceea ce se vede la microscop, în interiorul unui sistem viu și ceea ce oamenii numesc, indiferent că sunt oameni de știință sau oameni normali, cum că lava din vulcani se răcește și face forme hexagonale perfecte și este plină lumea, cu alte cuvinte, uriașii, care a fost uriași în toate perspectivele, și plante, și oameni, și animale, etc. În cazul oaselor, oasele la nivel normal, osteoporoză, care este când se macină oasele și o așa boală a oaselor, și ceea ce vedem în lume, care ci că oamenii vorbesc despre roci și munți, cum că este din cauza eroziunii, apa și vântul de-a lungul milioanelor de ani pe globul care se învârtește cu apă curbată și care niciodată nu se izbește în meteorit. Acum să vedem o chestie cu zeii antici, pentru că oamenii în general nu vor să vadă, să accepte adevărul care este crud pentru foarte mulți. Nu știu cât că pot asta, nimic nu trebuie să o explic, dar în fine. Asta face referință la zeii antici hinduși, dar pot să fie și Anunnaki, și greci, și nordici, și japonezi, și chinezi, și asteci, și așa mai departe. Să luăm o rasă de oameni primitivă care stă la curvacii cu foc, găină, porc și coteț, cum era la noi în țară și cum este încă în România și multe părți și în ziua de astăzi, cu diferența că în ziua de astăzi este internetul. Și ăia, dintr-o dată, văd o rasă de oameni care vin în avioanele lor, în elicoptere, în tancuri, au medicină avansată, au computere, au calculatoare, au tehnologie. Atunci, rasa primitivă, când văd că se coboară din avion o femeie, o doamnă, care are o cască de pilot pe cap și are un tub prin care intră oxigenul, ei ce fac, având în vedere că sunt în India? Creează zeiță, pentru că din cauza că este femeie, fac ochi de femeie, dar pentru ei îi pun față de elefant, pentru că în India sunt elefanți și pentru că ei văd acea trompă, adică furtun. Atunci trebuie să fie zeița elefant, care zboară, care are aripi pentru că se coboară dintr-un avion, dintr-un jet. Mă înțelegeți? Zeus și Odin, cu puterile lor extraordinare, cum că dau fulge, adică arme, sau Thor cu ciocanul lui electric, nu? Electromagnetic, sau Anu cu Anunnaki, sau zeii japonezi, care tot felul de poezii japoneze cu zeii respectivi, sau chinezii, sau ea din America. Deci totul este interpretarea unei rase de oameni primitivi când văd o rasă de oameni avansați. Și atunci încearcă să explice cu vocabularul lor primitiv, cu ceea ce au la îndemână. În cazul indienilor antici, aceia care erau sclavi, cum ar veni, sau ăia de jos, explicau cu faptul că ei știau de elefant, nu? Ăștia care vedeau o armă care făcea uz de electromagnetism, gata, este fulger. Zeus te pedepsește cu fulgerul. În ziua de astăzi, în secolul 21, e vorba cu Dumnezeu și cu cine a mutat biserica, știi? Indiferent că este biserica, religia care ar fi, că ajungi în iad sau în rai și dacă ești bun și dacă ești rău și cu spiritele. Acum merge foarte mult chestia asta cu evoluția, nu? Că evoluăm în a cincea dimensiune, că vin frații noștri din nu știu care galaxie îndepărtată ca să ne salveze de către nu știu cine să ne salveze. În fine, deci fiecare rasă de oameni își caută răspunsuri în funcție de ceea ce le folosește mai mult acolo în anturajul în care sunt, în locul lor în care sunt, ca să-i facă fericiți momentan, știi? Acum, cine vrea să înțeleagă bine, cine nu vrea să înțeleagă, asta este să-mi spună cineva că nu i s-a explicat sau că n-a avut acces la informații sau că masonii care controlează, cei care controlează lumea noastră, care ne dau simbologie, peste tot este simbologie și este scris în cărți și lăsat și în show-uri și în televiziune și în filme și în seriale și în desene animate și în absolut tot. Totul este explicat. Cine are ochi de văzut și urechi de auzit și minte de înțeles. Cine nu, treaba lui.